Recomandarea mea pentru tine ca să-ți găsești niște produse cu potențial, cu cerere mare în piață, este să intre pe EMAG, să-ți alegi 10-20 de categorii și să încerci să analizezi în felul următor. Intre într-o categorie, selectezi după cele mai populare și aici vreau să deschid o mică paranteză. Toate categoriile de pe EMAG sunt conectate cu un algoritm destul de complex al emag -ului. Un algoritm care, dacă tu ai într-o categorie selectat după cele mai populare, un produs abia listat de câteva zile, recent listat, da? el în mod normal va fi pe ultima pagină. Deoarece nu are activitate, nu are relevanță, nu are nimic. Abia a fost listat. E pe ultima pagină. Dacă un, un produs din acele zeci, sute de produse recent listate are o cerere foarte mare, brusc oamenii intră pe el, începe să-l cumpere, începe să-l adauge la, la favorite, să adauge și review după achiziție. Asta înseamnă că acel produs are deja un potențial foarte mare și acel algoritm în categoria cu filtrul selectat cele mai populare, acel algoritm îi dă un boost să, să ajungă prin primele poziții. Ceea ce trebuie tu să urmărești este că tu având acel filtru într-o categorie pe care tu o alegi, de multe ori prin primele poziții vei vedea că sunt foarte multe produse cu zeci, sute sau mii de review -uri tu trebuie să urmărești produsele care au foarte puține review sau deloc. Zero review-uri. Când vei vedea că pe prima poziție este un produs cu 800 de review pe locul 2 este un produs cu 300 de review și pe locul 3 este unul cu zero review acolo tu trebuie să înțelegi că acel produs abia a fost listat și a explodat. A explodat. Și atunci îl iai în considerare, mai faci chestia asta pe la vreo, nu știu, 10-15 categorii, îți, alegi, îți faci o listă cu 10 produse și începi să le cauți, fix aceleși produse, să le cauți la furnizori din Europa sau din China. Dacă nu găsești, caută niște produse cât de cât similare, deoarece tot vor avea o cerere mare pe piață.